Salutare și bine ați venit la un nou clip. Dați acolo like și abonează-te la canal. Astăzi avem meciul al 9-lea din campionat. Un meci destul de important pentru noi, fiindcă nu prea ducem foarte bine în campionat. Adică ducem bine, doar că noi vrem să câștigăm, ca să ne calificăm mai departe la campionatul mondial și tot așa mai departe. PSG-ul văd că e pe locul 16, nu cred că e un loc demn de ei, dar cine știe, nu prea se regăsesc, poate. Mbappé nu, văd că nu are culoarea albastră în cap, deci nu s-a actualizat jocul, să spunem așa. Noi trebuie să câștigăm astăzi, fiindcă dacă nu câștigăm, ne îndepărtăm de liderul campionatului Liverpool. Și Liverpool trebuie să piardă, ca să avem și noi o șansă acolo cât de cât. Parejo greșește pasa, chiar nu mai stăm ca Parejo să greșească pasa. Pare că ați văzut, joacă din cauza COVID, Hoban este accidentat. Nu că vreau să am calitatea echipei mai mare sau să am acolo un pasator și unul care să dea un șut bun de la distanță. Sperăm să nu fie offside. Nu este, dar acolo foarte bine a recuperat-o și cu toți celor de la PSG. Un contraatac a celor de la PSG acum. Oh, ce pasă bună, da, aici. Și nici Calabria nu a putut să-l ia pe Neymar. Incredibil. Scoatem portarul și pe sub el marchează Neymar. Da, e greu cu niște jucători foarte rapizi. Și mai seama dacă era Mbappé, dar așa... Deci Calabria n-a putut să-l țină pe Neymar. Și să mai spunem dacă ar fi fost pe partea lui Pintili. Era imposibil atunci. Trebuie poate să jucăm puțin mai violent, să băgăm niște alunecări, poate avem și noi mai mari șanse să recuperăm mingile mai ușor. Ioniță către Hanca. Hanca acum trebuie să marcheze pe lângă poartă, nici măcar n-a tot pe spate porți. Nu știu de ce nu s-a băgat acolo Bogdan Stancu în prim plan, dar mă rog. Măcar aici să câștige duelul. Hai că l-a câștigat. A, dar nu era Hanca. Da, bine. Se iartă. Maxim îl urmărește pe Mbappé, dar Maxim îl depozează pe Mbappé, incredibil. Bună pasă lui Andone, foarte bine. Bogdan Stancu și marcăm înainte de finalul reprizei și cred că ne va ajuta foarte mult acest lucru și noi ne vedem după pauză. Liverpool conduce cu 2-1 cu nu știu cine joacă, cu Monaco. La noi e 1-1, nu mai trebuie să mai dăm și noi un gol. Eu zic că avem toate șansele să mai marcăm un gol. Aici Bogdan Stancu, reușim să marcăm și Bogdan Stancu face dublă astăzi. Am început foarte bine și repriza a doua, chiar mă bucur de acest lucru. Nu ne supărăm dacă mai dăm încă vreo două goluri. Îi prindem așa pe moral scăzut pe cei de la PSG. Ca să ne facem noi după aceea gol averaj. Să dea și Bogdan Stancu hat-trick-ul, să fie toată lumea fericită. Dar oricum trebuie să ne apărăm, fiindcă meciul nu e câștigat. PSG-ul au jucători de contraatac foarte buni. Și am văzut asta la primul gol al lor, adică la singurul lor gol de astăzi. Ioniță din nou cu o centrare foarte bună, foarte bine. Bine acolo a ieșit Marquinhos și a reușit să recupereze balonul. No, Hanca nu, parcă nu se descurcă pe poziția, nu știu. Deci, jocul spune că joacă rămă, dar nu îmi place cum joacă. Chiar nu îmi place, aici trebuie să acoperim o zonă destul de mare. Cu doi fundași, centrează și pe lângă poartă, foarte bine. Parede s-a dat cu capul. Nu știu. Că trebuie să jucăm cu român, că nu pot să zic că îl scop pe Hanca, că nu prea îmi place cum joacă el. Trebuie să-l ținem acolo, că na, să facem numărul de român după ce o să avem poate mai mulți români vreodată, o să spunem, da, Hanca nu l-am băgat pe Hanca, că nu-mi place poate. Poate Hanca mai bine s-ar descurca pe defensivă și să-l urpe Pintili mai sus. Nu știu ce să fac oricum. Nu-i de roșu asta oricum, da, bine, bine, doar cartonaș galben, bine. Poate o să joc așa un meci, două, să văd. Cum s-ar... De ce bagă mâna acolo, că era peste, mă rog, peste poartă oricum. O să-l băgăm pe
pe Pintilii Rămâi și ăsta Anca va juca Râbă. Vom vedea dacă o să am o idee bună sau nu. Măcar așa poate nu o să-l văd mai des că greșește. O să greșească o dată și o să zic, asta este. Decât să-l văd mereu așa că nu se demarcă ca lumea sau alte chestii. Am câștigat și acest meci cu mare emoție oricum. PSG-ul nu venea după o perioadă bună, v-am spus că era pe locul 16. Adică cred că e pe ultimul loc, că sunt doar 16. Dar sunt doar 16 pe ultimul loc. Și Liverpool pierde și ne-am apropiat doar la un singur punct de ei. Foarte bine și avem meci direct doar că în Champions League. Nu știu dacă voi juca meciul ăsta acum, adică clar nu în episod de astăzi. Hai să vedem și la Scouter, niciun român, primim aici niște bănuți, foarte bine. După meciul ăsta ne băgăm pe online să vedem cum este, ne facem echipa și vedem. Așa că cam asta a fost pe astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, să vă abonați, să faceți tot așa. Toate cele bune și până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!